Salut, prieteni! Sunt Marius. Am astăzi pentru voi un scurt film care vreau să vă prezint conținutul pachetului noului telefon Samsung Galaxy S7. Produsul l-am cumpărat din Germania. A costat 700 de euro. Și după cum vedeți, Galaxy S7 vine cu 32 de giga ca și prim, ca să zic, ca și cea mai mică capacitate. Am ales versiunea neagră. Existau în plus alb și argintiu. În cutie, pe lângă telefonul sine, avem un adaptor USB, micro USB. Avem un cablu de încărcare. Un încărcător. Și, evident, căștile. În cutie mai avem un Quick Start Guide. După cum vedeți, modelul este SMG930F și un SIM Ejection Tool. Câteva detalii despre telefon sunt procesor octa-core pe 64 de biți, memoria RAM este 4 GB și cel mai important lucru din punctul meu de vedere, faptul că este rezistent la apă și la praf, având certificarea IP68. Asta înseamnă că rezistă atât la praf cât și la apă. Cifra 6 este pentru praf, iar a doua cifră din cod, și anume 8, este pentru rezistența la apă și am înțeles că poate sta sub apă până la 1,5 m timp de 30 de minute. Pe partea de jos avem difuzorul, microfonul, mufa de încărcare și mufa de 3,5 pentru căști. În partea dreaptă avem butonul de pornit oprit. Iar în stânga, butoanele de mai tare, mai încet. În partea de sus avem un microfon pentru anularea zgomotelor ambientale și SIM card-ul sau SIM tray-ul, care este o combinație de micro SD și nano SIM. Telefonul rulează Android 6.0. Și haideți să facem un prim boot cu speranța că telefonul are și ceva baterie. Ok. Galaxy S7. Destul de liniștit. Ok. Welcome. Aici o să avem de ales, vreau să aleg limba engleză, putem alege inclusiv limba română. Nu știu când va fi disponibil în România, însă în Germania este deja disponibil din
Începând cu astăzi, 7 martie. Mergem mai departe, start și cerese acces la, să fie legat la internet. Ok, am introdus parola și ne vom conecta la internet. Mai departe, evident trebuie să fim de acord cu termenii și condițiile. Ok, să introducem adresa de mail. Telefonul are o vibrație ușoară, delicată în momentul în care tastez next. În timp ce introduceam parola, văd că s-a întrebat dacă îi permit lui Google să verifice activitatea aparatului și decid să nu fiu de acord. Ok, prin continuare, suntem de acord cu termenii serviciului și am citit politica de privacy. Ok, avem posibilitatea să facem un backup automat, de asemenea să permitem aplicațiilor să găsească locația noastră, să îmbunătățim acuratețea locației prin permițând aplicațiilor și serviciilor să scaneze rețelele Wi-Fi și să ajutăm Android, experiența Android pentru a prin trimiterea rapoarte și nu știu. Am posibilitatea să introduc o adresă de mail. O să aleg să nu fac acum acest lucru. Și putem programa cititorul de amprente. Haideți să încercăm să... Să introducem o parolă. Evident, este cea mai banală parolă. Și sunt curios dacă va comenta. Da. Cred că nu funcționează din cauza că are folia de protecție. Nu văd că l-a reținut imediat. Și interesant este că prin faptul că m-am logat la contul meu Google, observă că am aș putea să-mi recuperez datele și aplicațiile. Nu mă interesează. O să alegem să îl setăm ca pe un device nou. Next. Ok. Și aici mi se cere să mă loghez cu Samsung account sau să mă loghez cu Samsung ID. Este diferit, să știți, de Google account și permite utilizarea de aplicații tipic Samsung. Ok, suntem înregistrați cu Samsung. Nu aleg să fac un backup și un sync. Și încerc în acest moment, caut în acest moment să downloadeze date despre fostul meu device. Ok. Ne sunt prezentate facilitățile pe care le are telefonul.
Easy mode, next. Minox, finish and install. Ok, nu mă interesează Minox. Bun, în acest moment suntem, ne-am conectat, am setat telefonul și practic îl putem folosi. Cam aceasta a fost, prieteni. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem într-un filmuleț următor, când o să încerc să fac niște benchmark-uri, comparații și eventual să vă prezint mai în detaliu acest telefon. Ciao!